La nuntă tu o să stai în baia asta, eu o să stau în baia cealaltă. Perfect. Și ne vedem dimineața. De dimineață. Perfect. Așa facem. Te-ai speriat? Cu Cuba am făcut o magie. Eu fac magie și tu ești undeva așa. Faci magie și ies copii. Da. Doi copii au ieșit, țacă, pac, ai făcut magie, nu știu ce ai făcut și au ieșit copii. Și după ce că ies copii, acum trebuie să-i botezi. Da. Nu scapi așa, ne botezi. Așa, dacă facem botez, ne-a venit și ideea, inteligentă ideea, face și nuntă. Și tu n-ai fost cu mine la Târgul de Mirese, da, în vlogul anterior, s-a văzut, am fost singurică. Și acolo am fost cu Ana, cu wedding plannerul nostru. Da. Și acolo Ana mi-a sugerat să facem nunta în această locație, care se numește Le Chateau. Și astăzi l-am adus să vadă și vreau și eu să văd, să vedem dacă ne place, nu ne place, să vedem cum arată această locație. Păi ce faci, bă, mămicule? M-ai luat de aici, de la cămin și m-ai adus tot aici? Căminul a de fi aici, la... Unde ai stat, Andrei? 10 metri distanță. Ți-e dor de cămin? Da, mi-e dor. Păi rămân aici, la o băută. Aoleo! Să mergem să vedem locația, să ne apucăm de organizare. Ea este bună. Luminița. Bună, bună! Este prietena Anei și Luminița și colega Anei. Da. Și ne ajută să organizăm acest eveniment minunat. Bună! Ia să vedem sala. Îmi place, de la început cu un pian e bine. Deci când vin invitații, stați așa, când vin idei, Când vin invitații așa, nu, cineva se gânde la pian. Ela, uite așa se gânde, așa. Sau clar. Mini așteaptă oaspeții aici, avem pianul, vor fi întâmpinați de către o hostesă. A, și mini de obicei stau aici. Da, vor face poze inclusiv la pian sau la panou. Și, a, și panou unde punem? Poate să fie pus, poziționat acolo, avem și spațiu pentru candy bar, depinde ce lucru vă doriți să poziționăm în acest spațiu. Este generos și putem să-l personalizăm așa cum vă doriți. Un loc special al bărbaților să se retragă în timpul nunții? Dar de ce vrei să te retragi? Stai că n-am înțeles. Unde vrei să te retragi? Păi nu știu, poate se dau niște șaturi special fără să vadă nevestele. Deci nici n-a intrat bine în locație. Gina a pășit bine să vadă locația, deci el se gândește la băutură. Castelul dispune de singură sală, deci aveți avantaj organizării evenimentului în regim de exclusivitate din toate punctele de vedere. Capacitatea este de 350 de locuri, etaj cu parter. Iar acum tocmai ne pregătim pentru evenimentul pe care urmează să-l găzduim, iar setup-ul este făcut pentru 220 de persoane, etaj cu parter. Iar ringul de dans, după cum vedeți, este generos. Păi cred că așa o să avem și noi, cam 220, 200, maxim 230. La celălalt botez am avut 160, dar acum fiind un eveniment mai mare, o să avem mai mulți un pic. Da. Foarte frumos. Acolo scena pe care tu ai mai cântat. Da! Mi-am adus aminte că eu am mai cântat aici, odată cu un eveniment organizat de Antena 1. Mm-hmm. Chiar am imagini, o să le vedeți imediat, imagini de pe acea scenă. Odată, de două ori am fost când am luat un premiu. Da, exact asta m-am zis și eu acum. Eram de un an împreună și am luat cuplul anului, am luat. Doamnelor și domnilor, câștigătorii cuplului anului, Andreea Fălan și Gheorghe. Tu acolo o să fii Julieta, da. Și eu jos voi fi Romeo. Da, place. Vrei? Zi, și zic, oh Romeo, Romeo, where are you, Romeo? Și te arunci așa și te prind și flic flac, bam, bam. Asta era petrișor. Și de acum, na, te mulțumesc cu ce ai dacă vrei. Dacă nu-i petrișor, exact, vrei de cine-i de fapt. Și după aia de aici, de fapt, pornește scenetea, de aici intrăm în valsul mirilor. Da. Ce zici? A, bună asta.
Perfect. Perfect, așa facem. Sala este dotată cu echipament de lumini complet, echipament de sonorizare și, bineînțeles, veți beneficia și de asistența unui inginer de sunet, a unui inginer de lumini și a unui inginer de proiecție pe toată durata evenimentului. Tot. Da. Păi asta e foarte bine, că sunt foarte multe săli și foarte multe locații la care tu trebuie să aduci și scenă și de multe ori lumini și sunetist, nu mai zic așa, faptul că voi puneți totul la dispoziție ușurează munca noastră. Clar, clar. Și e foarte important că tot echipamentul tehnic a fost conceput și comandat și montat special pentru această sală. Cupola candelabrului principal este placată manual cu 110 foițe Audi și avem și semnătura lui Franco Martelli, cel care a lucrat la designul lui Chateau. În total, cele trei au cântărit 21 de etape. Setup-ul pe care îl pregătim acum este setup-ul premium, varianta cu farfurile de colecție, șervetul alb brodat la fel și acesta cu blazonul lui Chateau. Sunt foarte frumoase și foarte frumoase. E frumos turcoazul ăla, ăsta. Da, da, da. Turcoazul e culoarea mea preferată. Și a mea. Știai? Nu. Wow. Aflăm multe lucruri acum că ne căsătorim. Aflăm din ce în ce mai multe lucruri. Perfect. Și după căsătorie o să aflăm și mai multe. Da. Da, îmi place foarte mult. Putem să optăm pentru această opțiune, nu? Da. Și această culoare o putem reda inclusiv pe exteriorul castelului. Sunt linii arhitecturale albe pe centru, iar colțurile și copacii putem personaliza din punct de vedere cromatic. Iar acum în sală, RGB-ul este setat pe cian, adică aceeași culoare, ca și farfurile. Da, așa e. Da, da, da. Este cea mai frumoasă toaletă pe care am văzut-o. Da, da, da. Foarte frumos. Asta, de fapt, este o anticameră. Da. Make-up și de... La nuntă tu o să stai în baie, asta eu o să stau în baie cealaltă. Perfect. Și ne vedem dimineață. Perfect. Asta facem. Deci dacă nu, noaptea aia o să fie un meci, domnul meu, soțul o să stea aici așa, cu băieții lui, aici, uitați așa, și să-i la meci. Și adio botez, adio nunt, adio tot. Cu ajutorul acestor dispozitive, noi personalizăm din punct de vedere vizual evenimentul. Deci, practic, puteți să rulați imagini cu voi de cum v-ați cunoscut pe ecranele din lobby, pe ecranele din grupurile sanitare. Da. Puteți da, să le transmiteți un mesaj oaspeților sau mai multe mesaje oaspeților. Da, e important să existe un apartament, că fetița cea mică, la un moment dat, trebuie dusă la somnic. Apartamentul a fost creat special pentru a spori confortul mililor și nașilor pe durata evenimentului. Sunt două dormitare pe care le-am luat. Foarte frumos. Și aici, da, o să se retragă Chiarița. Mai târziu, așa că trebuie să doarmă, o să se retragă și să facă nani. Sau dacă mami nevoie să mă mai pregătesc, să mă schimb, că la un moment dat o să-mi schimb rochea și o să vin să mă schimb. Da, foarte frumos. Tu te vei ocupa în acea seară să decurgă totul... Bineînțeles, mare drag. Nu? Da, tu o să fii cel stresat. Adică nu, sper să nu fii stresat. Stresat și stresant. Da. Și tu ții programul cum ar veni. Absolut, nu? Tot, da. Care, cum intră, cine intră și stabilim noi înainte și stabilim apoi tu. Stabilim împreună și apoi mă ocup de implementarea lui, coordonat întreaga echipă. Exact, da. Eu sunt maniacă cu organizarea și sunt free control. Și aș vrea ca măcar în acea noapte să nu am eu controlul, să nu-l dețin. Și să mă ocup de alte lucruri și de invitați și de copii și să fiu relaxată. Nu o să fie relaxată. Dar eu sper. Dar și la celălalt botez, nu mi-a fost relaxat. Cu Ana eram. Ia zi, Ana, când vine tortul? Ia zi, când vine ailaltă? Când vine ailaltă? Eram mega stresată. Mi se pare complicat pentru că avem doi în unul. Că practic avem două torturi. Da. Tortul de botez, apoi tortul de nuntă. Avem la prima parte botezul, cum ar veni, cu ursitoare. După care, de fapt, începe nunta mai târziu. Și două banduri și e un pic... E mult, da, de organizat. Apropo de copii, că spuneați de locuri speciale, nu? Facem un loc special pentru copii. Nu, îl facem acolo sau unde? Ideal ar fi să-l amenajăm în zona de lobby, ca să nu amestecăm chiar adulții cu copilașii cu jocurile, mă gândesc că vor fi ceva pe animatori. Da, o să și unde pot fi pictură. În zona de lobby, în partea dreaptă, spre zona de garderobă. Și nu există riscul să iasă copiii afară? De asta se vor ocupa animatorii care vor avea grijă de ei. Ce ne arăți acum? Facem un demo pentru lumini, sunet și laser. Și laser!
Gata, am făcut și nas. Foarte frumos, da. O să avem două banduri care vor cânta și practic ei trebuie să vorbească ei cu tine, să se monteze. O să facem un intro special, uite acum am avut ideea, să facem un intro special înainte de valsul mirilor. Dar sună foarte bine aici, ce am cântat pe boxele astea, sună foarte bine. Că de obicei când cânti într-o locație, e nevoie să vii cu chestii experimentare. Chiar sună foarte bine și m-am auzit foarte bine aici. De aici și numele, castelul din inima orașului. Clădire? Da, pe exteriorul castelului, stânga-dreapta, putem să proiectăm un mesaj pentru oaspeți personalizat de către voi, o poză cu voi sau orice alt element grafic. Iar exteriorul, inclusiv zona de copaci, vor fi turcoaze, așa cum ați ales și farfurile. Da! Wow! Și acum trebuie să mă gândesc la mesaj. Trebuie să mă gândesc la filmulețul care va rola pe televizoare. Da. Wow! Am task-uri în plus acum. Nu aveam suficiente. Acum, într-o dată, am task-uri. Da, dar e frumos că stai. Poți să începi selecția de acum și de fotografii și de mesaje. Da. Că ești în timp. Sunt în timp, sunt în grafic. Ce ți-a plăcut ce mai? Faptul că e central. Deci încep, vorbesc foarte serios, faptul că e central. Pentru că eu am o problemă când mă cheamă lumea la Asnai Wolf, de exemplu. O fi frumos, dar am o problemă, că merg acolo să poate să servesc un pahar. Și mergi fără mașină, mergi cu taxi. Fără mașină și e foarte greu. Faptul că este fix în centrul capitalei, îmi place foarte mult, faptul că arată foarte bine și că ne căsătorim. Da, nu, mie îmi place că are incorporate foarte multe lucruri și că nu mai trebuie să fii stresată. Cu sunet lumini, cu proiecții, cu alasere, cu film, cu mesaje, cu televizoare, cu adică are foarte mult high-tech incorporat și atunci îți ușurează munca și tu pur și simplu livrezi doar filmulețele, le proiectează și totul se organizează mult mai repede. Există un manager care noaptea anunții, noaptea evenimentului se va ocupa el de tot, deci nu trebuie să mă stresez eu cu ceva. El și Ana. Da, el și Ana, wedding plannerul nostru, dar ei doi să se streseze, ei doi să nu mă stresez eu. Și e important, da, să ai oameni care în acea seară să gestioneze tot și noi doi și invitații să fim ok, să fim relaxați, să doar să ne distrăm. Și ne bucurăm și că este 2 în 1, sincer, adică avem și cele două fetițe alături și asta o să fie foarte frumos, foarte. Și ele, cred că o să-i placă foarte mult. Dragilor, aici se încheie acest vlog. Sperăm că v-a plăcut ce ați văzut și vă ținem la curent mai departe. Vă pup! Mua!